Astăzi este marți, 23 iulie 2013 și mă aflu în orașul Urziceni, în crescătoria maestrului colombofil, domnul Nicu Bistrighianu, unde a funcționat pe durata zilei de astăzi centrul de îmbarcare cu numărul 4 pentru maratonul colombofil de la Moscova, care se organizează în acest an, cu lansare pe data de 28. Acum stau de vorbă cu organizatorul principal, să spunem, al acestui frumos maraton, domnul președinte Cărmăzan Ion. Vă salut, domnul Cărmăzan! Bună ziua! Dacă sunteți amabil să oferiți vizitatorilor site-ului nostru și tuturor colombofilor interesați... Da, și a fost o zi favorabilă nouă. Am stat în tensiune de dimineață. Vreau să spun că șefii de grupări, adică Florin Cristuinea, Marius Andrei, Mihai Constantin la București și Nicu Bistrighianu la Urziceni au funcționat perfect. E ora, să zicem, acum o oră, oră și ceva, mașina a plecat. Sunt 884 de porumbei, în jur de 290 de crescători, ceea ce, după părerea mea, e o mare participare. Estimăm la 5-lea centru, unde l-am pe domnul Zavate, care e unul din vechii mei colaboratori, un om de bază și care, pe lângă faptul că a ajuns comisar șef în poliție, e un om de bază din totdeauna. Acum a ajuns și comisar șef. Și sperăm că și acolo să avem în jur de 200, din ce am înțeles, deci depășim 1000 de porumbei. Într-adevăr, o cifră frumoasă. Da, din punctul meu de vedere e o performanță foarte mare. Am început acum câțiva ani concursul ăsta cu timiditate, am pornit de la 60 de porumbei, 100, 80 de porumbei, 120, 300 maximum, nici nu a fost 200 și ceva, a fost maximum. Și iată, am ajuns la această sumă impresionantă, jur de 1000 de porumbei, 300 de crescători și cred că e o formulă care poate să devină viabilă, având în vedere că, dincolo de cupe, diplome și așa mai departe, probabil că o să facem și un fel de prezentare a porumbeilor, a oamenilor și o să facem și o licitație deschisă pe la dumneavoastră. Adică omul își va spune cât vrea și oamenii licitează și așa mai departe. Bănuiesc că e o noutate, dar într-un fel sau altul e interesant să vezi omul, să vezi porumbelul și să spună omul cât vrea cu el și de acolo licitează, pentru că altfel se nasc. Evident că există un tantiem pentru site-ul care organizează, deci asta e regula peste tot, deci nu vom face excepție. Nu știu, sunt ușor obosit pentru că am stat toată ziua pe telefoane de dimineață. Da, m-am văzut puțin mai devreme că dădeați ultime indicații colaboratorilor din Ucraina. Da, ultime indicații. Am vorbit chiar și pe dumneavoastră, m-am pus în contact cu omul din Ucraina care face lansarea, să încerce să ne ofere imagini și să trimite imediat niște imagini cu lansarea și coordonatele. Nu știu, cred într-un fel sau altul că am avut un colaborator foarte apropiat pe Bistrighianu. Te consideri și pe dumneata unul din colaboratori și unul din oamenii care ai fost pentru Moscova, deci vrei, nu vrei, faci parte din echipa noastră de Moscova. Dar și ceilalți au reacționat. Special Marius Andrei, mulțumesc din suflet, a reacționat excepțional. Florin Cristuinea e deja un băiat cu care am început aventura Columbodromului și deja îl cunosc, e un băiat care intră în poveștile astea. Cel mai frică mi-a fost de București, ca să spun sincer, pentru că am tot felul de unii care conte, unii așa. Am dat anunțul ăla pe site pentru ceasuri, până la urmă au venit unii cu ceasuri. Dar s-au rezolvat problema. Am rezolvat până la urmă toată povestea, lucrurile sunt clare. O să plec spre casă și, ce să zic, sunt obosit, dar fericit că am reușit de la 60 de porumbei să ajung la 1000 de porumbei și într-un fel sau altul să-l... Nu ți-ascund că am vorbit cu prietenul meu, Jean-Marie Colson, să vorbească în Japonia sau undeva în Thailanda, să vorbească cu cineva care, într-un fel sau altul, să preia de la tine, de pe exact. Site, să preia și eventual să facem o licitație mai sus cu porumbei sau să găsim un partener de licitație pentru porumbei ăștia. Este singura posibilitate a noastră de deschidere și singura posibilitate de a vinde porumbei. Până la urmă, cel care a vândut pe pipa se numește Marian Dumitrache, e un om care a crescut lângă mine, porumbei toți aveau prin pedigree numele meu, dar nu știu dacă el e foarte mulțumit de povestea aia. Era destul de. Azi n-a venit să bage la Moscova, deși el a fost unul din inițiatori, pentru că mi-a zis, are un sezon mai greu și urmărește alte povești. Îmi pare rău pentru el, îl consider în continuare un bun columbofil și un tip de nădejde.
Chiar aș vrea să spun că m-a surprins și bunăvoința cu care a privit domnul Tânduc acest zbor. Mi se pare un pas spre normalitate. Spre a înțelege că până la urmă columbofilia e a tuturor și că demersul meu nu are în vedere acest lucru. Cred că columbofilia a columbofililor și asta e cel mai important lucru. Iar dacă noi reușim să-i bucurăm pe toți, atunci vom face lucrurile cum trebuie. Până la urmă toți sunt în aceeași familie. Indiferent că e dreapta, că e stânga, e verde, e negru, toți suntem în familie. Columbofilia unică. Columbofilia, columbofilia și sportul este al columbofililor. Și bănuiesc că la un moment dat se vor ajunge la lucrurile astea. Am fost la Mira, am stat la masă cu Terezo și cu Bardoș. Erau destul de îngrijorați pentru că singura țară unde n-au rezolvat problema era România. Ultima pe care au rezolvat era Ucraina, unde tot așa erau trei grupări, au semnat un protocol și au făcut o confederație și îmi spuneau că în toamnă ar dori să vină în România să încerce să facă același lucru, să facă un protocol de confederație și în felul ăsta fiecare entitate să rămână organizatorii cum este, dar reprezentarea la federație, mă rog, să găsească. Dar sper să reușim acest lucru, pentru că între timp cred că lumea a înțeles că nu putem unii fără alții. Într-adevăr. Iată, Marius Andrei este la UCP, Bizdrigheanu e la FRC, eu sunt la FCPR și până la urmă ne-am adunat în această enclavă și am reușit să... Ce a spus la punct un proiect extern. Am reușit să facem un proiect. Deci asta e cel mai important, s-ar putea la anul să încercăm să facem un club de maraton, nu știu. Sunt intenți. Pe măsură ce le vom decanta, le vom prezenta. Oricum, sunt fericit și ce să zic... Doresc succes, sper să vină Pondei, să avem prilejul să ne bucurăm. Vântăm pe netuturor. Vă felicit încă o dată pentru inițiativă și pentru energia de care okay. Ați dat dovadă. Sănătate, numai bine.